Ce crezi că răsare primul? Iarba. Am oprit filmarea din greșeală, acum iar mă chinui, o să mă chinui o grămadă de vreme. Se dau pe aici așa. O să mă chinui iar o grămadă de vreme. O și dăm așa, pinga, pinga, cu magnetul. Ca țărani. Bine că fac numătură, că îți dai seama că eu pe tot câmpul ăsta, eu pe tot câmpul ăsta unde găsesc eu? Yeah. Unde găsesc eu pe tot câmpul ăsta? Bucata de tiran central. Mă duc, bă, dacă mă vede careva, zice, bă, fii atent că ăsta e dili dili. Știi? Exact așa, zice, bă, de aici nu m-am îngropat bine sămânța. Mai este locuri unde nu-i terenul drept și nu am îngropat bine sămânța. Da, puține locuri sunt. Sunt puține locuri. Așa o bucătoacă de pământ. Bă, frate, nu știu unde să mă duc să mă uit după aia. Credeți-mă că dacă aș ști unde să mă duc, eu mai cam aș căuta așa între roți la disc. Măcar să fie așa un impuls, știi? Că îl simt la mână oricum, că magnetul are putere de ridicare sau de atracție, nu știu cum să calculează puterea, de 150 de kilograme. Deci normal îl simți. Normal îl simți, dar practic dacă e să-ți iei după realitate, ce fac eu e imposibil să găsești. Om așa că îl vezi cu ochii. Dar nu îl poți găsi. Din cauza că n-ai cum, e prea mare suprafața. Așa, de el se lipește firicele de nisip, dacă îl luăm și ne uităm că virgulă conțin metal, da? Nu îl sunt. Da, încercarea moarte are. Că e suprafață mare și rimează și n-ai cum practic să găsești. Azi că-l găsim la sămănat, știi? Că dă sămănătoarea peste el. Mers așa asta cu aici cu rândul. O virat după avioane. Am zis că practic îl găsim, că dă sămănătoarea poate peste el și îl scoate un pic afară și iese numai vârful să vadă sau ceva metalic, că oricum e destul de mare bucata. Dar deja vedeți că mașina e acolo, sunt aproape pe cap, da? Nu s-a întâmplat așa. Aici o bucată mare, mare de pământ apăsată în jos, dar nu înțeleg de ce e apăsată în jos. În fine. Dar așa numai la ochi. Dacă se vede, dacă nu.
nu se mai găsește. Aia am vrut să vă zic. Bă, iarba asta cum dă. Bang! Să știu că pentru ea am pregătit terenul. Pentru iarbă. Asta e. Sper să apuce și porumbul meu să facă ceva. Înainte să fie prea târziu, mă refer. Aici ce-i? Sunt morcoșele astea. Găuri, ce-s aici? Dacă mi s-a desfăcut legătura extraterestră. Aici zic și eu părerea mea. Pe cum tot tronca ne asta m-am impresie că de păstucior, dar nu mă trage de mână. Mă, perdui, mă, numai un cap, mă. Te s-aude ceva încolo? Au venit ciorile. Extraterestre, cine a venit? Vezi? Cine știe unde e ghemotocă-i? Bă, numai eu m-am putut plimba pe câmp cu magnetul după mine. E ca și cum zice ăștia că ești dili-dili și ce prim cu cascofonul în spate. A, nici o semănare m-a făcut asta aici. E așa că nu-ți faci tu, da? Nu, având unele probleme, bine și așa, cu spatele mă refer. Bă, dacă s-ar lipi un pic să-mi dea un semn sau ceva, știi că îl simți la mână, frate, da? Ce să se lipească în 5 hectare? Păi ar trebui să iau așa câte o linie din asta, așa câte o dungă și să mă duc în... până la Revelion. Aș găta și eu cu dungile. Și ce e interesant că nici la disc. Bun, Nike așa de săpat cu ei. Recomandat. Nu că mă laud cam Nike, da? Săracii ăștia erau păpucii mei de oraș. Opa. Nu, bă, nimic. Bine. Poate-l nimeresc să fie băgat în pământ și mi-e dau și un picior să-mi revin. Uite, bă, cum a mers iarba, bă. Numai în câteva zile, mă. Al naibii. S-o coată, mă. Așa asta... m-a pus rândul ăsta, o cam uitat. De el să-l vireze. Bine. Trebuie să fim mulțumiți de... ceea ce putem face și de ceea ce avem. Nu să visăm la mai mult, că prin perseverență vine el și mai mult. Dar deodată eu zic că e foarte bine și așa. Nu? Mi-e mie să nu fie pe aici, pe zonele astea unde e pământ așa adunat. Nu-mi place că asta m-a făcut partea asta mai în sus, dar na, asta e. Ce pot să spun? N-am ce să spun. Uite, aici o bucată de cauciuc.
N-am plasă la mine. Eu de obicei mai strâng gunoaiele de pe teren, plasticuri, cauciucuri, bețe, peturi, sticle. Nici nu fac gunoi, eu când vin la câmp să mănânc sau no, dăm la oameni de mâncare, la tractoriști, la cine trebuie, eu n-arunc gunoiul pe câmp, că nu e indicat. Nu e indicat și te îngreunează munca altuia, la sămânat, la discuit, la asta. Gândiți-vă dacă sămănătoarea prinde sub secție un pet, ce seamăn în locul respectiv? Nu seamănă nimic, nu? Atunci de ce să mă înjure alții, să mă blasteme în toate felurile? Că la noi se mai practică și treaba asta. O să dau o tură așa ochiometric să mă uit pe aici pe margine și după aia o să dau o tură pe capătul ăla odată. Să vedem ce se întâmplă. Nică acolo sau de câini. Mai trebuie să mai fie și vânător, să mai și tragă. Zice, uite cât e dita mai mistretul. O, mi-e frică cât am magnetul lângă mine, e trag și după aia dau pe magnet pe respingere. Și-o zbura tot câini. Nu vezi așa, dacă te uiți, lucesc acolo. Dar să... cocenii. Și mă duc, fiți atent, mă duc până acolo. Nică mi l-am pus pe după gât ăsta să mă spânzur singur. Mă duc până acolo la coceni. Că mă gândesc că și aia de metal se lucește. Și când te apropii, ce să vezi? Coceni. Tulei, nu coceni, tulei. Tulei. Nu m-a plăcut sămănătoarea lui ăsta, adică nu că nu m-a plăcut, nu o sămăna bine. Nu o sămăna bine deloc. Bun, te uiți. Răstulei și îți face falsă impresie. Ia că am avut unul în fața mea și nu mai găsesc. Îți face falsă impresie că ar fi ceva de metal. Dar nu-i. Acolo strălucește ceva mai mare. Dacă te iei după toate strălucirile de pe câmp, până pe mâine nu mai ajunge acasă. Nu știu, mă, ce -s. În picioare să scolă puțin el. Nu știu ce câini pe aici. Sper să nu fie din aia de la oi. În general nu mi-e frică de câini, dar aia de la oi sunt cam handicapați. Nu mi-e frică de câini, dar nu mi-e frică nici de... Dar e bine de evitat. Nimă. Aici așa o arată asta. Cine mai găsește pe ăla? Nică acum mai arat mai mult.
Asta e așa.